Numele meu este Paul Goma, sunt scriitor, iar zilele trecute am împlinit 20 de ani de când am plecat din România. Paris, 25 noiembrie 1997. Uitându-te pe geam din camera de lucru a celui mai celebru opozant român la dictatura comunistă, nu ai sentimentul că te afli la Paris, ci mai degrabă undeva în cartierul Drumul Taberei din București. Departe de țară, în timp și spațiu, Paul Goma nu a încetat să simtă, să gândească și să respire românește prin toți polii. Cu ocazia acestei triste aniversări, precum și la aproape un an de la publicarea primelor trei volume ale jurnalului său, scriitorul s-a supus de bunăvoie unei ședințe de psicanaliză inedite, rolul medicului fiind jucat de obiectivul unei camere de televiziune. Mai este încă vreme să-l ascultăm pe Paul Goma. E bună cafeaua rece.